Ana, o fată normală cu o viață normală împiedicată, dar am un mare secret. Viața normală împiedicată, dar am un mare secret. Dragule, a venit timpul să renunțăm la Tiki și Black, să găsim noi purtători mai tineri, nu suntem atât de bătrâni. Avem 67 de ani, nu mai rezistăm atât de mult. Ai dreptate, dar o să-mi fie atât de dor de Black. Știu, dar n-ai ce să faci, trebuie. Știu, papa Black îmi va fi atât de dor de tine. Papa Tiki, nu uita că mereu vei veni aici deoarece purtătorul tău va avea de învățat. Bine, bine, Mirela. Bine, Jean. Ia, Mirela, mult noroc să găsești pe cineva. Nu-ți face griji, voi alege purtătorul bine pe tu, Black. O să fac așa cum și purtătorul meu m-a ales pe... și cum gardianul vechi, maestru Fum, m-a ales pe mine. O să mă las rănită să văd dacă se întâmplă ceva. Dar totuși, pentru orice protecție, o am pe... Polen! O am pe Polen în caz de orice... Dar totuși ascunde-te, Polen, că, na, acum mă duc să văd. O să aștept fix aici, lângă școală, că știu că în câteva minute începe școala, să văd dacă fata care vine și un băiat ar putea să fie bun. Nuru, care zicei că e puterea ta? Broșa ta, miraculosul tău. Puterea mea însă puterea de a convinge puterii, de a face supereroi, dar și superufăcătorii. Are nevoie doar de ploturi. Și ce poate fi mai bine decât dacă e un supererou? Ce poate fi mai bine decât un superufăcător? Da. Dar maestre, miraculosul tău nu este creat pe acest scop? Ești sclavul meu și trebuie să mă asculți. Da, maestre. Nuru, aripi întunecate. De acum eu voi fi Hawkmoth. Păcă aici pe telefon că peste 5 minute o să vină la școală oamenii, copiii, elevii. Aaa, nu se poate. Nu se poate așa ceva, nu. Ce s-a întâmplat, Tiki și Black? Cineva a activat puterea fluturelui! Puterea fluturelui, dar n-a mai fost găsită de atâta timp, după Clisa Lila! Știu, dar trebuie să o găsim, trebuie să alegem purtător cât mai repede! Ok, să sperăm că vin cât mai repede! Cum era? Era rău sau bun? A zicit o aură neagră, ceea ce înseamnă că nu e bine! Ok, trebuie să stăm aici! Ah, până dimineața! Însă și m-am trezit! Ce bine că sunt singur acasă un an întreg! O să mă trec la ce oră vreau eu, dar trebuie să mă duc și la școală! Trebuie să mă schimb, să-mi pregătesc tot, să mă duc la școală! Azi e alt școlar nou! Sper să nu mai am pe Chloe în clasă! Am avut-o 6 ani la rând! M-am săturat! Nu mai vreau să o am în clasă pe Chloe! Chloe e fiica lui Chloe! Și că pe prima Chloe era mult mai rău! Râdea de o fată pe nume Mirela, de acum a născut o fiică care e exact ca ea și o cheamă Chloe! Of, nu pot să cred așa ceva! Foarte frumos, unde mi-i ghiozdanul, aolo! Aolo, unde mi-i ghiozdanul? Aici nu e în camera mele, nu e aici, nu e în camera de oaspeți, dar unde poate fi? Ah, nu pot să cred,
jos! Sunt așa stângace! Uite-l aici! E perfect această poșetuță! Acum o să mă duc la școală! Aoleu, că am întârziat mai un minut! Nu pot să cred, trebuie să merg repede! Nu pot să cred așa ceva! Uite o persoană! Vine încoa! E persoana care e bajocorită de Chloe și e bună! Sunt sigur că ea ar putea fi purtătoarea ta, Tiki! Sau a mea! Tu încerca să-ți găsi un purtător, băiat! Cine zice? Eu zic! Bine! Acum să mă prefac că trec pe stradă! Merg așa ușor! Acesta, doamne, pe drum! Și o să calce mașina! Nu, doamnă! Aveți grijă! Mulțumesc, domnișoară! Chiar sunteți bună la inimă! Vă dau un sfat! Orice spirit s-ar da, acceptați-l! Că este magic, că este nu! Ce vrea să zic această doamnă și acum pleacă? Foarte ciudat! O să-l las aici, așa! Papa Tiki, eu sunt fiat de dor de tine! A fost a mea când văd acum! Ești a ei! Am un prieten cu niște oameni de wow împreună! Acum pentru tine, Black, trebuie să găsim un portător! M-am săturat! Niciodată nu pot să fac nimic, că trebuie eu să stau în casă! M-am săturat! Niciodată nu pot să fac nimic, că trebuie să stau în casă! Nu mă las pe mine să ies un pic pe afară. Mă duc și eu la școală. Hof, în sfârșit am ajuns și eu la Ermita școală. Ce asta, o piatră? M-am împiedicat! Doamne, sunteți în regulă? Lăsați-mă să vă ajut, vă rog. Mulțumesc, tinere! Plăcere! Tu cele din clasă? O, nu, trebuie să plec. Nu vreau să-mi trezi în prima mea zi. Bună ziua! A.G. Crins! Bună, A.G. Crins! Ce mai faci? Nu-i fă la școală niciodată și mă bucur să te văd, A.G. Crins! Și eu, Chloe! Uite, nu vrei să facem niște farse? Niște farse, dar nu-i frumos! Poate e foarte frumos! O să-i punem în locul lui Mirela asta, aici o să-i punem apă pe scaun! Nu-i frumos, Chloe! Poate e foarte frumos! Și o să mai râdem! Stai că curăți acum conserve cel... Ce se întâmplă aici? Chloe, și în prima ta zi de școală, în clasa 8-a, nu poți să fii cu minte măcar o dată? Și tu cine ești? Ești prietenul lui Chloe, nu? Nu? Ești prietenul cu Chloe, nu? Sunt sigur! Dă-te la o parte! Ai pus tu apă acolo! Dă-te la o parte! Dar stai, eu vreau doar... Niciun dar! Du-te la banca ta! Bine. Of, nu am niciodată niciun prieten. Bună ziua, elevi! Bun venit în clasa noastră! Bun venit lui A.G. A.G. McGrath și lui Ana, lui Alina Cezer. Este noua voastră colegă. Te rog să intri, Alina. Bună ziua! Eu sunt Alina! Mă bucur să fiu prietenă cu toți de aici, dacă vreodată doriți! Ce e mai și asta? Du-te acasă înapoi și nu vezi ce părul retai! Ca să faci lucrurile bine, trebuie să nu asculti răul! Și eu nu te ascult pe tine, Chloe Borzoa! Nu zic că ești rău în școala asta! Wow, chiar ai făcut-o pe Chloe să atacă! Wow, vrei să fim prietene? Mă chin cu asta de 8 ani! Desigur, tu pari o fată bună! Ești bună la inimă, cum te cheamă? Sunt Ana! Tu? Alina? Încântată de cunoștință? La fel! Dar de ce ai un servecel sub scaun? Pentru că cineva din prima bancă pe nume Nino, cică, mi-a pus apă sub scaun împreună cu Chloe! Ala, știi cine e? Cine e? E fiul renumitului designer! Ce? Ia stai să mă uit! Aolea, e fiul renumitului designer pe care îl urmăresc eu, Nino Andres! Ar trebui să ții ochii de pe el!
Dar ce ai cu mine? Nu cap și eu un sandwich liniștit, n-am voie. Du-mi încoace! M-am săturat de tine, Chloe. Mereu în scoala asta e rea negativă cu tine aici. M-am săturat. M-am săturat și aș vrea să am o putere să te dau jos de la răutate. Oh, ce sentiment rău să se râdă de tine la școală. Zboară micul meu acum și posedă-l și dă-i dreptate. Cine ești tu? Și ce e asta de pe fața mea, ajutor? Și de ce a intrat un fluture în părul meu? Eu, inimă de piatră, eu sunt Hawkmoth. Te-ai săturat ca toți să-ți bată joc de tine? Ei bine, îți dau puterea să fii cel mai tare și să scapi de oamenii răi. Trebuie doar să mă duci în schimb două bijuterii, până acolo și bubulujei. Și miraculos sunt distrugerii. Avem o înțelegere? Da, Hawkmoth. O să vadă cine e cu adevărat bun și cine e cu adevărat rău. E timpul să distrugem orașul. Agent Agrest. Prezent. Ana. Prezent! Ivan Habrel. Nu mă sunt Ivan, sunt inima de piatră și voi distruge acest oraș, începând cu tine, Chloe Bourgeois. Ce? De ce fix cu mine? Tu știi cine-i tatăl meu? E primarul orașului! Te des afară din oraș în două secunde! Nu-mi pasă, Ajutor! Hai să fie! Deja prima mea de zi de școală și deja totul merge rău. Ce-i asta? Cutie? Ia să deschid. Wow, ce lanț frumos! Cine ești tu? Ești un duc ca în spirite? Nu sunt duc, hai că nu mai complicăm. Eu sunt Black, coamiul distrugerii. Coam este un mic animăluț care îți conferă puteri. Spune doar scoate ghearele ca să te transformi. Scoate ghearele? Black, scoate ghearele! Haia! Wow, dar ce tare! Wow, sunt o pisică adevărată! Miau! 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 Hai că mă duc să salvez orașul de inime de piatră! Nimeni nu mă va opri să mi deplez visul! Să distrug orașul! Dragi telespectatori, nu-mi vine să cred ce văd! Ivan Habrel a fost agmatizat! Ci că există și doi supereroi, Bouza și Motan Noir! Sper să apară! Pentru că eu sunt aici în face locul lui! Oh, nu! O mașină, ajutor! Alina, am venit să stau cu tia! Ce se întâmplă? Ajutor! Alia! Adică Alina! Dăm drumul, cap de piatră! Oh, nu, Motan Noir! Nu știu ce să fac! Nu, trebuie să fiu eroică! Chiar că mi-i face de ce?
decizia corectă? Eu încă nu știu că sunt gata să fiu poporul zadar. Bă, prietenii mei sunt în pericol. Nu pot să stau aici să nu fac nimic. Tiki, transformarea! Da! Hai-ia! Mulțumesc, poporul zadar. Nu stai aici, e periculos. Vin, Motanuar, să te salvezi pe tine. Oh, bună, tu trebuie să fii domnița mea. Păi nu mai zi așa. Eu sunt Motanuar, da. Zi tu așa, domniță? De ce, domniță? Păi, nici măcar nu știu cum mă cheamă real. Da, pe mine mă cheamă Motanuar, pe tine? Păi, pe mine mă cheamă... Ana, o mare ciudată! Nu știu, așa greșioță la început, hai să salvăm orașul. Da, asta zic, hai să salvăm orașul! Tati, mersi că m-ai salvat! Cine sunt toi ăștia? Sunt eroi? Poporul și Motanuar! Wow! Stai un pic să mă uit și eu aici! Oricum, din cauza lor s-a întâmplat toate astea! Era să fiu rănită! Poporul și Motanuar! Ne-ați unit la timp! Sunteți ridicoli! Extrem de ridicoli! Are dreptate! Dacă venea mai din timp... Poporuză, nu! Dacă venea mai din timp, nu s-a întâmplat toate astea! Nimeni nu era acumatizat! Probabil că seama acum, Maul, îl deposedam, s-a întâmplat totul bine. Am eșuat în prima mea misiune. Ba nu, nu ai eșuat. Datorită ție, ea este în viață. Datorită ție, o să salvăm orașul. Ai încredere în tine, Buburuză, la fel cum am și eu. Bine, Motanel, bine. Ce e asta? Cetățenii Parisului, fiți atenți o secundă, o să fie cea mai importantă secundă din viața voastră. Eu sunt Hakmat. Dacă Buburuza și Motanuar sau cineva pe care acumatizez nu mi-aduce miraculoșii, nu o să se termine bine pentru el, deoarece o să iau miraculoșii, o să-mi pun dorința care va schimba lumea. Buburuză, Motanuar, ați făcut deja destul rău acestor oameni. Dați-ne miraculoșii și să terminăm totul chiar acum. Talisman norocos! Perfect! Ce amuzant ești tu, Hakmat! Hai să ne cunoaștem! Dacă tu nu poți să te această persoană, nimeni nu ajungea să se întâmple asta cu orașul și nimeni nu era rănit. Tu ești de vină și oriunde-i fi, înseamnă nu-i miraculosă ce. Stai liniștit! Hai-ia! Oameni din Paris, fac tuturor o promisiune! Orice s-a întâmplat în acest oraș, Moia și Motanuar vor fi aici să vă ajute! Buburuză miraculoasă! Ce s-a întâmplat? Unde sunt? Și de ce arată Parisul așa? Nu ce ați zis, Buburuză miraculoasă! Wow, Motanuar! Vezi și tu asta? Da, o văd. E cu adevărat miraculos! Wow, se pare că o să înceapă o ploaie mare! A trebuit să stau aici și aștept să treacă. Hei! Uite, eu în clasă nu vreau să fac nimic rău. Tot ce încercam era doar să iau apa de acolo. Sunt nou la școala asta. Nu am mai fost până la școală până acum, deoarece Chloe e singura mea prietenă. Dar m-aș bucura să fim noi doi prieteni. Nu, desigur! Uite, ia umbrela asta. Pot să iau? Da. Sigur? Sigur. Mi-a venit mașina. Putea să plec. Ne auzim mâine. Pa, pa! Pa, pa! Măi, a deja prima zi și deja avem doi îndrăgostiți. E îndrăgostiți, suntem doar prieteni. Prieteni. Ce tare! Măi, deja avem prima zi de școală în clasa 8-a și prima de salvare și deja avem doi oameni iubiți. Nu, Tiki, nu e adevărat? Atunci ce ia zi? Papa Nino, papa Aliana Nero, de ce mă bâlbâi? Cred că știe de ce. Nu e chiar așa. Ba da, e. De ce?
cel pe altul, de doar să-și dea seama. În timpul zilei sunt Ana, o fată normală cu o viață normală împiedicată, dar am un mare secret. De fapt, e 5 dimineața, of, mă trezesc atât de vreme. Tichica că doarme, eu am cercei, am declarat că vreau să fiu poporuza. Sincer, mă duc să beau și ceva de jos. A, uite, am pe masă un milkshake, ce bun e. Ce împiedicată sunt, am vărsat un milkshake pe jos. Of, mă duc să iau un mop să curăț asta. Nebunia asta, mă duc să iau un mop chiar acum. De să fie pe aici un mop, stai așa. Deci, ok, mop, perfect. Ia să vedem aici. Ok, hai să luăm un mop. Ștergem. Perfect, gata. Tiki! Da, mire! Da, Ana! Am o întrebare să-ți spun. Bine, lasă-mă un pic să mă desfățișez și eu. Bine! Tiki, am o întrebare. Tu de unde ai venit? Cine a lăsat cutia? Mai ales, există un gardian al miraculoșilor? Adică voi cu oamenii să alegeți singuri portătorii? Cred că e cam nasol, nu? Păi, există un gardian. Ultimul gardian din toată lumea. Și cine e? Cădă-te la el. El stă la hotel, la motel. Bine, hai să mergem atunci. Mi-am luat cască pentru să nu fie nimic rău și acum mă duc la maestru. Kiki, unde ești? Sunt în geantă. Ok, e sigur că aici stă gardianul, adică e un motel așa, nu știu, pare ca și cum ar locui oameni normali. Du-te și vei vedea. Bine, hai că mă duc. Bună ziua. Ce nu pot intra? Bună ziua. Bună ziua. Eu sunt Mirela. Cred că Tiki v-a zis să veniți la mine, nu-i așa? Știți că sunt poporuza? Aoleu, de ce i-am spus așa ceva? Pentru că da, el ce-am dat miraculosul. Și Tiki știa? Normal că știa, eu am trimis-o. Vreau să-ți fac cunoștință cu cineva. Polen, haide! Ea este Polen, oamenul care îți poate da puterea de a paraliza orice om. Eu îl am. Bună, Polen! Bună, regina mea! Wow, ce frumos vorbești! Da, deci, ce vrei să știi și de ce ai venit aici? Păi, de ce eram poporuza ieri? Am găsit o carte ciudă suspectă. O carte? O să ziceți ce e? O să vă zic cum am găsit-o. Și după aia, ok, ascult. Totul a început ieri când veneam de la școală după ce am terminat la misiune. Se făcuse bine, frumos, dar am observat ceva strălucind, un fel de carte, și m-am întrebat, oare ce este cartea asta aici? Nu m-am întrebat ce este cartea asta, mai ales că de fiecare dată când o luam în mână, își schimba culoarea, era foarte ciudat! Era să dea și o mașină peste mine, dar ceea ce era cel mai ciudat era că cartea asta conținea informații despre miraculoși. Toate informațiile despre miraculoși erau aici. M-am gândit că asta este cartea miraculoasă, așa că am dus-o acasă să mă uit peste ea.
Adevărul este că m-am uitat foarte mult despre ea. Ca și cum când cartea schimba culoarea, îl schimba și miraculosul. Uitam toate ceva mov, că era cică miraculosul lui Hogmoth. Un fel de broșă, numai că mai ciudată, un pic alb și o broșă mică când e camuflată. Aha, am înțeles. Și ce mai ai văzut? Băi, am mai văzut și asta. Am mai văzut și despre miraculosul Imota Noir. Și miraculosul șarpe, am aflat totul despre ei, am aflat numele lor, totul. Ok, asta nu e foarte rău, dar întrebarea este, știai că există gardian? Păi nu, de asta am dat-o pe Tiki, deoarece știam că cartea asta poate să coincide cu ceva templu al gardienilor. Dar nu eram sigură, așa că am dat-o pe Tiki, care eram sigură că n-ar putea să vină ea singură până aici, până la mine acasă. Așa întâmplător, n-aveai cum să vii. Ok, și dacă tot ai găsit cartea, poți să-mi dai, te rog? Păi, nu știu ce să zic, te cunosc așa de bine, adică te cunosc de 5 minute de cât ce-am povestit. Tata, eu sunt cea care a avut încredere în tine să-ți dai miraculosul, o imensă responsabilitate. Puterea creației este una mai puternică decât aproape toate. Bine, ia cartea. Mulțumesc. În trecut, maestrul Fu, vechiul maestru, m-a învățat cum să desifrez codurile, dar niciodată n-am văzut o carte din aceasta în viața mea, deoarece cartea asta e pierdută de 100 de ani. E prima dată când o văd și am 120 de ani. Și mai rezistați? Dacă mai rezist atâta de cât am un miraculos. Dar eu m-am gândit că cei care au miraculos, care au cartea, vor... Cei care au cartea au și miraculosul Păun și Fluture, care i-am pierdut. Da, ies pierdut de atâta timp. Păi, ai văzut pe cineva care era acolo? Păi, nu, chiar n-am văzut pe nimeni. Ok, bine, era șansa noastră să-l găsim pe Hogwarts, dar asta e. Nu știu ce crezi, poți să investighez eu. Ok, dar ai mare grijă, deoarece dacă investighezi prea bine, te poți trezi față în față cu Hogmoth. Voi avea grijă, îți promit. Mult noroc. Oare care ar fi putea fi primul inviciu? Mă gândesc decât la cartea aceea și mai ales există un gardian. Unde este cartea? Cartea de la Emily. Emily. Nu se poate. Singura mea amintire de la Emily. Emily. Nu, nu e aici. Nu e aici. Unde e cartea? Am o idee cum să o găsesc. O să vânesc ceva, dar mai întâi trebuie să devin Hogmoth. Nuru, aripi întunecate. În curând voi afla. Haide, micul meu, acum zboară, dar nu prea departe. Aripi negre, cădeți. Maestre, de ce mai este acum unul aici? Pentru că trebuie să devin altcineva, Nuru. Pentru că este prea periculos. Nuru, renunț la tine. Ce? Stai cum? Nu! Cel puțin un moment. Zboară, micul meu, acum și corupe-mă! O să găsesc cartea care mi-a fost furată cu ajutorul puterea dorinței. Cartea e originală, nu pot să mi-o doresc, dar pot să-mi doresc alte lucruri care să mai găsesc. Să mă duc chiar acum. Casa asta e atât de urâtă, știi ce? Păi ia-o dau prima, îmi doresc acasă să dispară. Ha, acum mă duc să distrug tot orașul. Dacă nimeni nu-mi dă cartea, o să distrug tot orașul. Îmi doresc un topor și un chibrit. Distrug tot. O să distrug tot restaurantul, pentru că sigur pe aici este. Și dacă nu este, o să dau foc la tot cu chibritul meu. O să dau chiar acum foc la tot.
du-te, micule chibrit, și... și dă foc la tot! Pentru că mi-au luat puterile, mi-au luat cartea supereroilor! A avut și ăla restau! Rant, ia-mi foc! Oh, nu! Un super ticălos! Ah, dar n-am telefon să o sun pe Mirela! Cred că va trebui să mă transform singură! Pe Ana! Polen! Maestate, nu trebuie să faci aceasta! Sunt pe bătrână! N-am ce de ales! Polen! Aripioare! Eu sunt! Minunata! Frumoasa! Hesperia! Ah, nu mă mai tasă de atât de mult timp. Deja am uitat cum e să fii un fel de Vesperia, numai că Hesperia. Timpul să mergem să luăm Iagosul fluture sau totul înapoi. Ha, să te dezacumatizăm. Stai, acum am telefon la armă, o să sun pe Mirela. Ring, 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 ring. Alo, da? Cine sunteți? Sunt eu, maestru transformată, ajutor la restaurant, chemă și pe Muta Noir. Am chem să-l cum, chem. Ok, sunt eu, vină repede, nu putem de... Nu, doar tu poți captura acum. Ok, vin cât de repede pot. Ridding, Muta Noir, ridding, Muta Noir. Da, cine este? Sunt eu, gardianul, nu pot zice prea mult, dar trebuie să vin la restaurant. Ei bine... Cine va distruge acolo? Este doritorul! Vin acum! Black, scoate ghearele! Tiki, transformarea! Cât vin ei, o să mă uit pe geam să văd totul. Am ajuns, cât de repede am putut! Wow! Ce tare arătați transformată, domnule Cartian! Dar totuși, cred că ar trebui să vă duceți la loc! Să te ceai bătură pe toa lupta! Nu ne ocupăm noi de asta, suntem mai tine, suntem mai experimentați! Bine, pa! Pa, gardiene! E timpul să terminăm și cu asta odată, că nu putem să facem atâtea lucruri deodată! Timpul! Talisman norcos! Ce? Ce ar trebui să fac eu cu o șurubelniță? Adică, ce ar trebui să fac, o cheie franceză sau ce-o fi asta? Nu vine nimic în gând! Totuși să acționez! Haia! A, nu mai e nimeni aici? Haia! Ce zi bună să ceau cercei, i-am luat! Nu! Trebuie să rezist! Nu pot să cred! Știam că nu sunt făcută pentru asta! Ușor, ușor mă te transform pentru că rezist! Ia-ți mine pe domnița mea chiar în momentul ăsta sau te fac praf cu a mea gheara felinei! Nu, dar gheara felinei, eu nu am acotizat! Dar te-a rănit domnița și ești pe care să te detransformi! Da, dar asta nu e o soluție, te sunt de cercei rapid! Ok, o să încerc! Ha! 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 Prinde domniță! Pesc buton! Ha! Transformarea! Da! Am devenit buburuza! Acum, e timpul! Stai un pic, cred că-mi vine soluția! Foc, cola și mă lipsește ceva! Desigur! El! Ok, nu s-a nevoie de niște alimente! Ok, cola, acum în foc! Ok, frumos! Rapid, rapid, să nu iau foc! Am luat foc un pic și acum spre el! Nu! S-a ars acum! E timpul să te posedăm! Te-am prins! Păbăruza miraculoasă! Ce s-a întâmplat? Nu înțeleg, unde sunt? Ați fost acumatizat, domnule, de către Hawkmoth. Da, ați fost acumatizat. Era cât pe ați să ne distrugeți. Ok, îmi pare rău. Nu-i nimic. Nu-i, domnule, fie acolo să o să-mi vine pe monar. Sau pe Hawkmoth. Totuși, te
să găsim o cale să mă pot acuatiza. Vorbesc cu maestrul. Maestru. Mai dați-mi informații, da, da? O, și ce mai... Și ia și ce... Poți să vă ating și eu un pic bijuteriile? Păi... O, nu, mai am doar un minut. Trebuie să plec. Papa bubruză, papa mea domniță, papa domnul... domnule. Ia să zic, tata. Pe curând, eroi. Viața nu m-a împiedicată, dar am un mare secret. Of, nu te să merg, te să merg la școală, că de nu întârzi, aolo! O să râdă Chloe de mine, iar dacă nu vin, acum, ok, trebuie să merg acum la școală. Am ajuns. Ha, și-a ajuns la școală. Eu am locut-o, veneam de 8 ori la școală. Ce împiedicată ești, o să fii niciodată la timp. Ana de Panchang, o să mă pun la locul meu. Uite-mă la ea. Se crede ea întârziată și cea mai bună. Ce să zic? Of, am ajuns și eu la școală, sper că n-am întârziat. Bună ziua, sper că n-am întârziat. AG Kings! Bună, AG Kings! Ce faci? Hai să ne punem la loc, că îmi zice, trebuie să învățăm, dar că începe ora imediat în 2 minute. Haide, că trebuie să ne punem. Da, bine. Bine. Of, m-am săturat. Chloe, e atât de rea. M-am săturat. Of, nu mai pot cu ea. Af, bună, colegi, ce faceți? Ana, de ce ești supărată, soră? Păi, Chloe are de mine că sunt întârziată. Ce a făcut? Las că-i arăt eu ei. Las că-i arăt eu ei. Chloe, să știi că nu ești cea mai bună tu de pe lumea asta. Nu ești cea mai tare. Fii că ești fiica primarului ăsta, nu înseamnă că ești cea mai tare din pe lume. Și mai ales să știi că nu ești tu cea mai tare de pe lumea aceasta de pământ. Ai înțeles? Cine se crezi? Te-am răzbunat, Ana. Mersi. Af! Mă răzbun eu pe ele! Să-mi vorbesc mie așa! Las că mă duc eu! O să mă duc chiar dacă începe ora peste câteva minute! Pleci undeva? A, domnul profesor, sunteți deja aici? Da, sunt și trebuie să facem ora, da? Bine! Deci facem așa, deci... După oră. Ok, deci s-a terminat școala. Bine, ce mă bucur! Hai că mă duc și eu acasă. Na. Mă duc și eu acasă, că după aia vin înapoi la școală peste o oră. Ce bine e. Af! Acum că e pauza, însă și pot să-mi pun planul malefic în aplicare. O să sun aici, dar stai. Nu pot să sun aici până când nu fac niște chestii. O să iau chitară și o să cânt la 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 la. Dar stai un pic, nu-i de ajuns. O să iau și un pian. Și la pian la 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 la. Și când și cu chitară la 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 la. Așa, acum că am spart vreo 2-3 geamuri cu cântecul meu frumos, e timpul să facem răutate. Da? O să merg chiar acum și o să dau pe alarma de pompieri. De fapt nu o să mă duc la director. Și ding dang. Puteți intra. Ok, deci Alina Cezer e foarte rea, efectiv magic, Nick mi-a făcut tot în felul, m-a bătut. E foarte rea, vreau să exmatriculați 2 săptămâni sau 1 an, sau pe totdeauna. Îmi pare rău, dar nu putem face acest lucru, aveți dovezi? Nu avem nicio dovadă.
Atunci nu putem face nimic, îmi cer scuze. Sunteți și inutil, ridicol, extrem de ridicol. Ah, dacă nu se face dreptate, fac eu dreptate, o să sun aici. Dar stai un pic, nu fac asta, deoarece o să mă prindă, o să mă duc sus la baia de fete și o să mă costumez în Alina. O să fie pe ratare. Așa, deci, wow, ce bine îmi stă peruca. Wow, da bine, se îmbracă urâtă. Alina asta se îmbracă urâtă, totuși am reușit, mi-a pus lentile. Mi-a pus tot ce trebuie. Părul ăsta, e o perucă, că care și-a părul perucă. Acum mă duc să dau aici. Aștept doar să vină domnul director. Bună ziua. Ce faci aici lângă alarma de incendiu? Tu ai dat cumva? Eu am dat. Nu ce rușine cumva și mai și recunoști așa pe față fără scuze? Nu-mi cer scuze pentru că sunt Alina Sezer, cea mai importantă fată de pe lumea asta. Te porți ca Chloe Bourgeois. După ore în biroul meu. Bine, domnule profesor, și așa aveți birou urât. Și o să ai și două, și ai și încă 5 zile de exmatriculare. Nu-mi pasă. Mă duc acum să-mi schimb înapoi. Mă duc acum. E perfect. Efectiv, acum Alina a intrat în probleme. O să mă schimb chiar acum. La. Așa, mi-am dat peruca jos, totul. Așa, perfect. Ok, deci, dar totuși nu cred că e ok răzbunarea asta. Trebuie să mai fac încă ceva. Trebuie să-i mai fac ceva Anei, că m-a săturat de ea. Dar după oră, nu știu. Cred că mai întâi mă duc la engleză după aia. După ora de engleză. Bună ziua! Bună ziua! Văd că nu-i nimeni aici! Așa că o să mă duc să fac farsa până începe ora. Așa, o să mă duc și o să iau scooterul Anei. Și o să stă aproape. Scooterul ăsta care zboară și așa paranormal o să dispară. Ha. Sigur, a costat niciun leu, a costat 2 lei. Aoleo, nu mă și mir cum de-l folosește și de zi. Și nu e rușine. Așa, în piscină am intrat cu el chiar acum am mutat. Lasă că e ok. Până la urmă, ți-a dus motoreta aia urâtă. Ha, ridicol, extrem de ridicol. După ore. Fată, deci da, avem temă, da. Hai că mă duc și eu cu scutura ca să ne auzim și noi, eu nu știu, pe la 8 seara. Fată, unde mi-a dispărut scuterul? Nu știu, fată, dar l-ai venit cu el azi? Normal că am venit cu el, dar ăștia aproape. Da, dar era cadou de la... Era cadou! M-am săturat, Chloe a făcut asta, sunt sigură. O să mă duc chiar acum la domnul director să vadă ea, că nu se pune nimeni cu mine. Deci, domnule director, deci, nu o să vă vină să credeți. S-a chemat să zonă și aia colii bourgeois. Sunt aici! Cine m-a chemat? V-am chemat. Deci, avem dispariția unui scooter. Ce s-a întâmplat? Eu nu fac nimic, aș uita cu cât vă plătește primarul, tatăl meu. Dar nu vreți cumva să-l sun? Stai că sun acum. Alo, tati! O, nu e nevoie să deranjăm primarul, nu deloc, nu e nevoie. Așa mă gândeam și eu. Deci o exmatriculați pe Ana? Nu! Eu sunt cea vinovată! Nu dați vina pe Ana! Eu m-am luat de ea în clasă, dar totuși m-am luat de ce să-l lua de Ana. Cineva trebuia să o oprească și plus scooterul ei chiar a dispărut. Și singura că putea să facă asta e Chloe Bourgeois. De aceea nu prea mai există oameni în școala asta în afară de noi, Nino, Chloe și alții. Am înțeles. Doamne, nu-l credeți! Sunt la domnul primar. Am înțeles, deci am constatat că Chloe Bourgeois zice adevărul, Alina Sezer zice numai mințiuni. Exmatriculată 2 săptămâni și fără blog. Nu pot să cred, te urăsc, Chloe! Unde pleci, fată? Plec să... Sunt exmatriculată! Nu pot să cred așa ceva, deci m-am săturat de Chloe! Nu sunt de niciuna la școala să se învasă! Deja am făcut atâtea rele, m-am săturat de ea! Cred că m-am mut la altă școală! Nu pot să cred, deja e ora așa, trebuie să fiu la oră, dar eu sunt aici, în spatele școlii, plângând. M-am săturat. De ce e Chloe atât de rea cu mine? Ana. Ați apelat? Vocalele mele, Ana, lăsați mesajul pe bip. Bip,
este? Simt emoție cunoscută. Emoția asta e cunoscută. Să fii dat afară. Ce val de emoție. Du-te, micul meu, acum și posede-o. Doamna Wi-Fi, toată lumea îți încalcă dreptățile, eu îți dau puterea să-i oprești pe cei care îți încalcă dreptățile. Tot ce cer în schimb sunt bumiacul și bumbujin și olibota noir. Ce vrei aduce, Hawkmoth? O să-i zdrobesc și voi face dreptate! E timpul să vânăm niște miraculoși! Acum sunt conectată la telefonul meu, Wi-Fi telefon, care poate opri pe oricine! Chloe Bojoa, tu ești prima care o să opresc! Bună, Chloe Bojoa! Cine ești tu? Pleacă de lângă mine, ești urât? Ce fac cu părul ăla? E perucă cumva? Doamne, ridicol, extrem de ridicol! A, da, paralizie! Doamne, dar ești ridicolă, extrem de ridicol! Știi cine sunt eu? Deci eu sunt... Să mai vorbești tu acum! Oh, nu! Nu! Nu, a fost acuatizată, Alina! Ha, ha, ha! Dar nu să-mi faci rău, nu-i altce, Alina? N-a să-ți fac rău! Dar ascunde-te, prea nu vreau să-ți fac rău! Ok, o să mă ascund! O să mă ascund chiar acum, te rog, nu mă răni! Nu pot să cred că a fost apatizată de Hawkmoth! E tipul să te plăpți cu cea mai bună prietena ta! Pa nu, Tiki, e tipul să salvezi cea mai bună prietena! Tiki, da, sunarea, da! Haia, e timpul să o dezacumatizăm pe Alina! Ok, deci trebuie să mă duc și să fiu atentă, deci... Aha, deci a folosit puterea școlii! Oh, nu! Nino! Nu, Nino! Nu! Trebuie să dau neapărat una pe la Motanoar! La Motanoar! A, la Motanoar, mă auzi? Am nevoie de tine la școală, frâșoară, bun! Nu răspunde, am nevoie de un super alia dacă nu l-am pe Motanoar, nu pot face asta singură! Am o idee! Am nevoie de cineva care a știu! Perfectă ideea, dar mai întâi trebuie să o deparalizez! O să mă duc sus și o să iau curentul! Dacă o iau curentul, practic, bacia se va duce deoarece e vaxat pe curent! Și practic, dacă sting curentul și internetul, o să se întâmple lucrurile magice! Și atunci... Magia se va duce, toți vor fi deblocați din școală. Așa, deci să rupem firul ăsta chiar acum. Nu m-am gândit că o să se ia și curentul, dar măcar oamenii sunt salvați. Chloe Bojoa, ce e? Haide cu mine, te rog, am nevoie de tine. De mine? Bine, hai că vin. Dar mă, eu dacă eu iau ăla urât, l-ai spălat măcar? Doamne, și ce-i cu costumul ăla și cu funda aia? Doamne, ridicol, extrem de ridicol! Cred că o să nebunesc! Ok, deci du-te la tine acasă și mă aștepți, ok? Deci îți arăt eu unde să mă aștepți! Ridicol, extrem de ridicol! Mai crea până aici cu yo-yo, am și eu picioare, să știi! Da, mă gândeam că fugi. Deci tu stai aici în curte sau în casă, dar nu fugi altundeva, da? O să vin înapoi după tine. O să am nevoie de tine să te zacmătezi pe Alina. Ridicol, extrem de ridicol, dar ok. Bine, te aștept. Ce ridicol e, buburuza? Cred că o să mor dacă mai aud o dată pe Chloe. Oricum, nu pot face asta. Nu pot, dar trebuie să fiu sigur cu al meu talisman norocos. O cutie! E clar, sunt sigură că trebuie să merg acolo! Ok, deci o să merg chiar acum acolo la gardian! Bine că-s Chloe să aproape de gardian! Eu nu știu cât de departe stă de bunătate și aerea! Oricum nu știu că fac cele bune alegeri, dar totuși trebuie să încerc! Nu pot face asta singură! Asta e adevărul! Nu pot să-l fac pe toate singură! E timpul să mă duc! Ok, deci o să mă duc! Să cadă petele! Sper că fac alegerea potrivită! Ca maestre, gardiane, am nevoie de ajutor! Am nevoie de un miraculos! Miraculosul Albina! Sau miraculos! Ce? Miraculosul meu? Dar nu pot să ți-l dau! O să mor dacă fac asta! Aveți încredere! Am nevoie de el pe tu! Am învinge pe tu! O să vă pe Alina!
folosi scopul binelui comun și vei da altui purtător. La sfârșitul misiunii îmi vei aduce puterile. Am nevoie de miraculosul albină! Ok, fie ca norocul să fie cu tine! Mulțumesc, gardiane! Nu îți face griji! O să vin imediat cu el! După ce învingem! Tichitasă mare! Sper că fac alegeri bună și sper că mai e acolo! Sper că nu e atât de fricoasă încât să plece în 2 secunde! O să mă duc chiar acum la ea! Chloe Bourgeois, dar mult cea mai la ridicol! Extrem de ridicol! Dacă mai am avut o dată ridicol, nu mai fac nimic! Aici e miraculosul albinei care îți dă puterea... Îți dă puterea de a veni la oamenii. Îl vei folosi pentru bine comun. Pot avea încredere. Tine cheamă asta cum să-mi dea mie putere. Da, ok, bine. Ce te să zic? Zi doar polen te folosesc. Polen te folosesc. Bună, eu sunt polen. Zi doar polen. Aripioare. Zi de vita solma. Ok, atunci cred că e timpul. Polen, aripioare. Da! Hai-ia! Wow, ce tare arată, mari! Ce costum frumos! Nu-l pot păsa pe totdeauna! Nu pot să-l păsesc pe totdeauna! E cu miraculosul! Ok, hai să mergem să salvăm lumea! Acum mi-ai promis că o să vină supereroi! Dacă nu vin supereroi maxim 10 secunde, eu stropesc telefonul ăsta de pământ și mă scap de puteri și așa fac rău! Doamnă Wi-Fi, calmează-te un pic, o să vină imediat. Trebuie să faci doar mai mult dezastru. Am înțeles! Îi aștept oriunde ar fi! Cine-i pe tine? Senin! Hai-ia! Nu! E timpul să te depăsădăm! Te-am prins! Papa micule fluturaș, buburuza miraculoasă! Wow! Se repară școala, luminile, tot! Ah! Unde sunt? Buburuza? Și cine ești tu, regina albină? Da, eu sunt! Mă bucur că m-ai recunoscut! Vrei un autograf? Asta sigur e Chloe! Ah, Buburuza, mulțumesc că m-ai dezacumatizat! Timpul să mergem la salon! Haide, Buburuza! Hai! Buburuza, nu pot păstra miraculosul pentru mine! Pentru totdeauna! Nu poți, îmi pare rău, dar trebuie să-l duc cuiva! Ok! Aripioare! Totuși, dacă ai nevoie de mine cândva, eu voi fi pregătită aici pentru luptă! Desigur! Chiar crezi că are ce are în ea ce trebuie ca să fie o supereroină? Nu știu, dar știu că miraculosul Buburuza m-a făcut pe mine o Ana mai bună, deci sper să o facă și pe ea o Chloe mai bună! Înțeleaptă alegere, Ana! În timpul zilei sunt Ana, o fată normală cu o viață normală împiedicată, dar am un mare secret. Ce drăguțe, panda ăsta roșu, efectiv, panda ăsta, da, e frumos, e China și tot, dar știi ce e și mai frumos? Buburuza, efectiv, Buburuza e miraculoasă, da, știu, e miraculoasă fată, da, e foarte miraculoasă Buburuza, mi-aș dori într-o zi să fiu și o supereroină, dar măcar nu știu identitatea, sunt în cale. Din cât am observat, cei care iusesc des de la ore, de la întâlniri cu prieteni și așa, ar putea să fie pe lista Buburuzei. Păi și ce-ai dat seama cine e? Da, fate, mi-am dat seama. Ce? Ce-ai dat seama? Aolo, aolo, leșin! Leșina, fată, că nu e așa mare tare. Mi-am dat seama cine. Cine e? E Chloe! Ce amuzantă ești! Ce-ai, fată? Eu zic, e Chloe! Se poartă urât, dar vrea să salveze lumea, deoarece e fiica primarului. Nimeni n-ar crede-o. Deci, e omul bun de ține identitatea secretă, deși eu știu să... De ce se comportă atât de rău cu mine și cu tine și cu toată clasa, cu toată lumea, cu... Cred că fiecare creatură se poartă oribil.
am trăit o sau și pasta. Chloe, buburuza, da. Eu mă duc acasă, pa, pa. Doamne, ce imagina ce mare și Alina, dacă ar ști adevărul, n-ar mai zice de Chloe. Chloe n-o să fie niciodată o supereroină. Oricât aș vrea ea, n-o să fie. I-am dat eu un miraculos, dar l-am luat repede. Mă mir că mi l-a dat. Să mă duc și eu pe casă. Ah, sună telefonul. Alo, da? Anna, vino, repede la mine. Oh, nu, Mirela, vin chiar acum. Oh, nu. Ce se întâmplă? Dar vorbea destul de bătrânește. Oare cumva trebuie să fiu un nou gardian? De cam rapid să fiu un nou gardian. De cam nu am nici măcar un an. Nu pot să cred așa ceva. Hai să vei că am ajuns. Sper să fie totul ok. Sper să nu fie prea tare. Hai să mă duc. Domnișa, bună, gardian Mirela. Ești ok? Alina! Da, ce s-a întâmplat? Te rog, găsește-ți un partener care să-i zici că ești buburuza, cu care să poți discuta. Doar ce eu în curând nu voi mai putea fi gardian. De ce zici asta? E doar 180 de ani sau 120 de ani. Sunt prea bătrână. 20 de ani la mine sunt 100. Nu uita că nimeni nu știe asta. Doar Adrian și cu mine. Dar chiar unde e Adrian? Adrian s-a dus la templul din Tibet. Ok, și ce vrei să fac? Spune-i cuiva că ești buburuza. Să-i spui cuiva că sunt buburuza. Dar cine să am încredere? În cea mai bună prietenă. Pune-o la testare. Uite aici o foaie cu teste pentru ea. Dacă deplinești aceste teste, vei vedea că e o purtătoare pe exemplară. Și ea mi-a closul iluziei. Ok, Mirela, nu-ți face griji. Voi reveni. Am luat. Oare pe cine să pun? Pe Alia. Pe Alia nu, că n-am mai venit din anul de așa. Chloe, clar nu. Mai ales că a fost regina albină. Alina. Cred că Alina ar putea fi o idee, dar nu știu ce să zic. Ia să vorbesc eu cu Trix un pic. Dar mă duc acasă. Așa, am ajuns acasă și acum o să mă duc să o spawnez pe Trix și să văd ce se întâmplă. De câte știu, are un fel de cordelă la gât și se transformă în lanț. Ia să-l pun. Bună, eu sunt Trix, cu amiul tău, zi doar Trix, să începem. Știu, Trix, dar eu sunt aici pentru a te întreba. Ai vrea să ai un purtător oficial pe manet? Da, aș vrea, mă plictisesc cu lumea miraculoasă, mai ales că tu ești buburuza, nu? Da, eu sunt buburuza. Ok, deci, la cine vrei? Păi, vreau la cea mai bună prietena ta. Ok, la Alina, clar. E timpul să mă transform. Tiki, stai, unește-mă. De ce să te unesc? Nu. După aceea să fiu obosită și n-am ce să-ți dau de mâncare. O să mă duc direct la Alina acasă. Tiki, transformarea, da. Cine ar putea fi buburuza? Pisica asta? Nu, clar nu. Prietenii. Ana e suspectă rău de tot. Ea zice că nu crede asta. Dar eu o suspectez, deoarece ieri a venit la târziu la ore și fix după ce a plecat buburuza, a ajuns la ore. Foarte suspect. Cum imediat ce pleacă buburuza de la misiune, de la știri, să plece buburuza, fix atunci să vii. Suspect, foarte suspect. O să mă mai pe aici. Roblox, nu, hacker, trebuie să hackuiesc niște fișiere, chiar dacă nu e ok. Nu pot să cred că fac asta. Ding-dang. Nu răspunde. Să cred dau un pic. Ding-dang. Cine o mai fi?
fai că mă duc, dar trebuie să ascund hackerul. Așa, ok, acum mă duc. De fapt, par o față normală, deci o să-mi iau fața mea normală și o să mă duc. Așa, perfect. Da, Buburuza, intră, te rog, intră. Nu știi cât de mare fană sunt, deci nu poți să crezi, sunt atât de bucuroasă. Nu poți să crezi, deci poți să ceau un interviu pe BubuBlog, te rog. Deci, ok, deci trebuie să fac așa. Bună tuturor! Deci o avem chiar aici pe Buburuza, pe blog. Bună, salut, zi Buburuza, salut! Bună, deci o să facem autografe, o să stăm 24 de ore ca fetele. Doamne, ce idee am avut și Mirela! Poți opri filmarea un pic, te rog? Ok! Ai vrea să fii o supereroină? Normal că aș vrea! Atunci! Alina Sezer! Aici Miraculosul Volpi, care își oferă puterea mirajului și iluziei. Vei trece prin niște teste. Dacă trece cele teste, poți păstra definitiv și afla identitatea mea. Ești pregătită pentru asta? Desigur! Odată ce testul este gata și o să treci toate cele 3-4 teste sau măcar un pic din ele, o să poți păstra miraculosul, să pot avea încredere. Desigur! Ia să văd! Aaaa! Ce ești tu? Ce-i chestia asta? Nu sunt o chestie! Sunt Matrix și sunt cu amiul tău! Ce ești cu amiul care conferă super putere eroilor, nu-i așa? Știe multe! Se prinde repede! Zi doar Trix! Să începem! Ok, Trix! Să începem! Wow! Mi-a schimbat culoarea ochilor! Tot! Chiar e un miraculos fain! Vreau să-l păstrez! Îți vă strec toate probele! Hai să trecem probele la o dată! Vreau să-l păstrez! Ok, deci proba numărul 1. Crează o iluzie cu mine care creez un talisman norocos. Dar cum? Zi doar miraj și gândește-te la asta. Poți să faci asta. Am încredere în tine. Sunt departe cu tine. Nu sunt destul de puternic ca să fac asta. Ba da, poți. Am încredere. Ok, o să o fac pentru mine și pentru tine. Miraj! Haia! Talisman norocos! Un telefon! Bună, creatoarea mea! Proba numărul 1 trecută cu succes! Proba 2 distruge iluzia, zi doar realitate! Ok, realitate! Așa, punctul 2, deci mai ai doar 2 puncte de îndeplinit. Punctul 3 este să poți să sari la fel de mult. Cu miraculosul îți dă puteri sporifice, ar trebui să poți. Trebuie să încerci să sari, uite așa. Bine, eu n-am reușit de data asta, dar încă sunt la început, dar trebuie să faci asta. Deci, într-un fel, trebuie să sari, dar pe clădire, ai înțeles? Ce? Pe clădire? Dar mi-e frică dacă mă rănesc și dacă nu reușesc. Poți încerca de ce unghi vreau eu? Da! Ok, o să încerc de aici! Ha! Am reușit! Wow! Văd totul! Da, așa e să fii supererou. Poți vedea tot ce se întâmplă. Poți vedea oamenii, bine, ei dorm acum, deci acum e cel mai bine. Wow! Și care e următorul test, domnișoară Buburuza? Deci ai trecut 3 din 4, mai doar un test. Testul următor este un fel de două teste. Aolo! Deci, poți să ții un secret? Normal că pot! Ok, ai trecut testul numărul 4, dar trebuie să mai treci un jumătate de 4, deci, practic, ai trecut doar jumătate, dar ce mai trebuie încă o jumătate să o treci acum? Trebuie să știi cum să deposedezi un om. Știi, zi, cum se deposedează? Păi, contează de fel ce răufăcător e. Dacă e ceva, ai nevoie de gheara felinei care o zice motan noir, să dai pe obiectul și după aia Buburuza zice Buburuza miraculoasă și repară totul după ce prinde fluturașul cu ajutorul talismanului norocos. Wow! Știi mai multe decât mine! De care eu sunt mai mult!
Mi-a luat o grămadă să știu chestiile astea și tu de-abia știi unul de 5 minute maxim. Cum te știi atâtea? V-am spionat, adică v-am urmărit ca fană, da, da? Am înțeles? Ok, nimic suspect. Ok, e timpul să-ți arăt cine sunt eu. Hai în casa ta. Ok, bine, hai că o să vin în casa mea. Dar cred că ar trebui să trezească, că Trix cred că e înfometată. Ok, Trix, să ne odihnim. A fost foarte fain, sper că am trecut. Și sper că ai trecut, ești o purtătoare foarte bună. Ok, hai să vedem ce zice Buburoza. Alina Sezer, ai trecut testul. Poți să știi cine sunt și păstra miraculosul. Yay! Yay! Ce fain! Yay! Ce vă place de zi, da, da! Nu mai pot de fericire, nu mai pot de fericire, nu mai pot de fericire! Reșine, fericire, nu mai pot! Te uiți la mine? Da, scuze! Deci nu mai pot de fericire, vreau să aflu să știi cine-i Buburoza! Nu pot să cred că fac asta! Doamne gardiene, ce mai pot să fac? Să cadă petele! Să cadă petele, am zis! Ce faci? N-am mai venit de mult pe la tine! A fost Buburoza pe aici, da! Ce? Nu pot să cred! Tu ai fost Buburoza și nu mi-ai zis până acum! Leșin, ajutor! Hai de fată! Cum te ești tu, Buburoza? Nu pot să cred așa ceva! Trebuie să-mi explici totul! Bine, hai că ți-ai zis, dar hai pe canapea! În primul rând, cum te ești, Buburoza? Bine, hai să-ți explic! Ce fain! Deci așa ai devenit Buburoza, wow! Și câte aventuri, deci prietena mea m-a salvat, nu Buburoza! Practic, prietena mea e Buburoza, deci m-a salvat prietena mea, dar e Buburoza, deci practic m-a salvat Buburoza, dar nu prietena mea, dar practic m-a salvat prietena mea. Nu mă înțeleg nimic! Nu te să înțelegi! Totuși, pe urmă, mă bucur că ai aflat, am cu ce discut acum și mă bucur că mi-ai zis! Și nu pot să cred că am constatat-o pe Chloe a fi Buburoza. Unde mi-a fost capul? Doamne-mi, ce scuze! Dacă Chloe ar fi Buburoza, atunci eu sunt dragonul din Oz, din vrăjitorul din Oz. Eu mor dacă e Chloe Buburoza, aolo. Doamne, sper să nu fie niciodată Chloe Buburoza. O responsabilitate prea mare pentru niște copii de 15 ani. O bătălie greu de dus. O grămadă de răutăți. Doar pentru a o vedea din nou pe Emily. O iubire greu de descoperit. Și o prietenie de nedespărțit. Un nou univers, o serie unică pe care o găsești doar joi pe canalul Fabian și seriile. O fată normală cu o viață normală împiedicată, dar am un mare secret. Draculoasă! Te-am prins! Papa Micule Fătoraș! Ați o echipă foarte bună, Rena! Sau copterul meu? Da, Rena! Eu nu înțeleg de ce Chloe e acumatizată mereu! A fost acumatizată a treia oară azi! A fost acumatizată iară, dar m-a suturat! Și ea provoacă acumatizările! Dar nu putem odată să scăpăm de ea! Că în continuu nu mai ea face acumatizări! Dacă am scăpat de ea, acum Brookhaven-ul ar fi mult mai liniștit. Știu ce zici, dar din păcate nu putem. În datoria noastră de eroi trebuie să acceptăm pe oricine. Oricât de rău ar fi, mai puțin pe Hawkmoth. De când a apărut Rena, Buburoza nu o mai cheamă. Foarte trist sunt. O să mă duc acasă. Poate n-ar trebui să mai fiu supererou. Of, am uitat că avem școală. Of, hai că mă duc acum la școală. Ah, m-am săturat. Vreau odată
să se încheie. Vreau să nu mai existe Rena Ruji. Pe bune. Oh, nu! Nino e supărat! Trebuie să mă duc cele 2878 de cadouri! Fată, ai nebunit? De ce? Ai zis că ai pregătit pentru el 2788 de cadouri! Plus aveți școală! Eu nu aveți școală, dar cum pot să-i dau și cadoul? Eu nu pot, dar Buburuza da! Da, Buburuza poate să ajungă într-o clipită! Transformarea, da! Oh, m-am transformat și-am dat direct cu ioioul! Ce evazivă sunt ca vântul! Oh, ok! Trebuie să vă duc să iau cadoul. Unde am pus cadoul ăla? Unde l-am pus? Ia stai să văd. Aici nu l-am pus. Nu, 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 sunt sigură. Online nu e. Poate e safe. Na, nu, 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 nu. Poate pe aici. Aolo, începe școala. Aolo, aici am pus cadoul. Stai să văd. Aolo, ia, să văd, am pus aici cadoul. Ah, da, uite, l-am pus aici lângă cristal. Nu, nu asta, nu! Nu, nu asta! Da, asta verde e cel mai bun! Cadou verde care schimbă culorile! Acum trebuie să mă duc! Când începe școala, m-au zis deja clopotul! Nu! Nu, repede, repede, yo-yo! Să cadă petele! Sper că nu m-a văzut nimeni! Ok, trebuie să mă duc acum! Bună, Nino! Uite, aici am un cadou! Să-l pregătesc eu de mai mult timp? Nu sunt eu de fata din asta. Am zis să-ți fac un cadou că ești prietenul meu. Da. Wow, mulțumesc de cadou, voi, că e și multicolor. Că schimbă culorile. Ia să văd ce e aici. O scrisoare, ia să citesc. Dragă Nino, de când te-am văzut, inima-mi bate... Dă-mi foaia încoace, mă duc să o arunc peste marsii de aruri, mă duc să o arunc în apă, unde lavă o arunc! Doamne, nu pot să cred! Ah, o urăs pe asta! Tu poate să-i dai el cadouri! Îi dau eu cadouri lui Edgekins, iubitul meu! Mă enervează la culme Chloe asta, nu pot să cred că o salvă mereu! Gata copii, liniște în clasă, liniște în clasă! Acum o să dăm un test inițial, dar nu vă faceți griji, nu este atât de rău. Avem doar la matematică și română. Uitați chiar aici, o să împart testele. Ok, așa, așa, așa și așa. Mult noroc la test tuturor, aveți suma de 50 de minute. Nu-mi pasă de test! Urăsc testele, mă duc! Ha, sunteți profesorul, mă duc să mă spun la doamna directoare! Sunteți cel mai nou profesor din lume! Mă duc eu chiar acum! Nu veți mai rugă! Când o să-mi dați prietenului Chloe, bourgeois cea mai tare din Brookhaven! Domnule, doamna directoare! Îmi pare rău, nu avem ce să facem! Ada? Tati! Ce? Stai, nu te înțelegează pe două primar! Desigur, o să îl suspendăm de la job timp de 3 săptămâni. Așa, și aveți și vacanță, da? Da, și vacanță o lună. Așa mai zic și eu. Ce? Cum adică suspendat o săptămână? Și vacanță o lună? Dani măcar nu a trecut o lună de școală. Nu s-a terminat niciun modul. Cum să fac asta? Doamne directoare, ce aveți? Sunteți ok? Ați mâncat ceva stricat azi, pe bune? Am zis afară! Ok. Nu pot să cred. M-am săturat de elevii ăștia. Mai bine mă duc la altă școală, în alt oraș, în altă lume. Ce mult e grea de suportat. Să nu mai ai loc de muncă din cauza unui elev care e rău. Du-te, micul meu, acum și posedă-l! O, ce-i ăsta? Cine ești tu? Eu sunt Hawkmoth, om rău. Îți dau puterea
de a distruge orice vrei tu și a avea super puteri mari, mari, încât să dai un pumn, să arunci peste 10 clădiri dacă dorești. Tot ce cer în scrisuri acolo și burzei și alimota noir. Avem o înțelegere cu aceste lucruri. Niciodată nu va mai râde de tine copiii din clasă. Dacă o să-i va potoli, accept. Omul, răutate, tipul să distrugem locul care nu mi-a fost de folos. Ia! Nu pot să cred că, ui, cât bun de nelipsință de respect ai. Uite ce ai făcut, Chloe! Ești mulțumită de ce ai făcut? Bravo! Acum trebuie să evităm altă acumatizare! Dacă cumva profesorul o să fie acumatizat și, din cauza ta, o să se înșească Parisul și supereroii! Ești ridicolă, Chloe! Extrem de ridicolă! Unde-i Chloe, bourgeois? Oh, nu, cred că am judecat prea repede. Domnule Relu, vă rog, putem rezolva. O să vorbesc eu și Ana. Nu, nu veți reuși. Pum, mare. Nino, Ana, fugiți! Nu. Trebuie să vă transform Trix. Să începem. Doamne, iar o cauzează Chloe. Trebuie să-i repar greșelile. Blag, scoate ghearele. Nici acum, domnule Relu, reveniți-vă! Oh, nu! S-a dus Alina. Rapid, Tiki, transformarea, da! Dacă dau gheara felinei pe un obiect, ar putea să o numesc acum-ul, dar oarecare e? Caca, sunt singur. Bună, mătanoar! Bună! Wow! Pe cine ai adus, domniță? Amintea să mă prezint, eu sunt Arena Ruj! Încântare, Arena Ruj! Cred că o să fim foarte buni prieteni! Și este urmă ca să mă faci geloasă, mătanoar, pe bune! Pe bune, pe bune, pe bune! O să mă duc prin surprindere să dau gheara felinei pe el. Aveți grijă. Gheara felinei. Acum. Haia! Oh, nu. Am dat pe obiectul greșit. Nu. Ah, bună, pișoiaș. Cum va cauci asta? Ascundere. Dă miraculosul tău. Nu! Măcar n-a văzut cine sunt, dar l-a luat pe Black. Ah, sper ca domnița și Renaru să rezolve. Nu o să pot să ies așa să mă lupt. Avem nevoie de un pic de noroc! Talisman norocos! Tine asta cu care strupești folările? Care mi-a cum se numește? Gata, știu! Rămâi Rena, fă o iluzie de mea care se luptă cu tine într-un fel și fă-mă pe mine invizibilă ca să pot să merg. Am nevoie de încă un ariador, ce nu nini, de ajuns doi. Am nevoie de Chloe ca regina albină, dar trebuie mai întâi să iau miraculosul. Bine, miraz, invizibilitate plus clonă. Vino aici, buburuza. Nu e după mine, ok. Te s-o dă rapid și am miracolosul albină din nou și să îl dau lui Chloe. Chiar dacă Chloe a cauzat asta, măcar ea să rezolve. Are nevoie de puterea începătorii sau să mă unific eu, numai că asta e foarte periculos și nu o să fac eu niciodată, dar până la urmă voi face cândva. Hai că am ajuns și acasă la Mirela. Transformarea, așa. Cioc, 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 cioc! E nimeni acasă! Stai un pic! Dacă ăla de flori reprezenta ceva, deci trebuie să-l găsesc! La copac? Ce face la copac?
Ok, nu-i deloc suspect. Am nevoie de miraculos albine din nou. Din nou? Dar pentru ce ai nevoie? Am nevoie să-l paralizez pe om rău. Era miraculosul din Montanoar. Am nevoie de miraculosul paraliziei. Aolo! Păi dacă zici așa... Ial! Ial rapid! Ia miraculosul! Mulțumesc, Sticky! Transformarea! Așa, acum mă duc să... Îi dau miraculosul de Chloe, deși nu ar merita deloc, dar, în fine, yo-yo! Unde ești, Chloe Bourgeois? Cumva te ascunzi? Ah, te urăsc! Mi-ai ciufulit părul! Știi că mi-a luat? Oh, bună! Ești gata pentru un super pumn cu super putere? A, ce? Ești ridicul ca profesor! De asta ai fost acumatizat și mi-ai stricat părul și lanțul meu frumos și hainele mie murdărit! Bă, vino tu încoace! Te pui cu Chloe Bourgeois! Ia, 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 ia! Fata asta e nebună sau ce are? Știe că se luptă cu unul care are superputeri. În fine, o să o duc aici cu eul. Ia! De ce mi-ai adus buburoză iară? Am nevoie de tine. Fii atentă, că nu te vede. Ia miraculosul albin, am nevoie de să-l paralizez și să-i luăm miraculosul. De ce are miraculosul motanoar? Avem nevoie să-i redăm miraculosul motanoar ca să-i strigem obiectul. Obiectul e indestructibil. De asta avem nevoie. Ok, de miraculosul. Ia-l! E pupetul acțiune! Polen! Polen! Aripioare! Sunt gata de luptă! Dar ce să zic e? Venin! Așa, acum am venit, nu? Să mă duc ușor, ușor, că de nu-i dau, ui, dau o palmă, dar i-aș da o palmă, dar în fine, frumos, am căzut, aolo, dar miraculosul ăsta și aripile astea mă încurcă atât de tare. Să nu mă audă. Mă duc pe aici atunci. Mă duc pe aici. Venin, ia! Un miraculos e al meu, urmează ceilalți. Venin! Așa am luat miraculosul din Motanoar, acum trebuie să mă duc să-i duc înapoi. Dar nu pot intra. Motanoar! Uite, miraculosul tău! Black, scoate ghearele! Așa, acum mă pot duce. Dar am întrebare, de ce nu l-ați zis tu acum tine și ați zavenit? Adică, nu știu, întreb și eu. Pentru că aveai nevoie de ceva, dar ce? Ai tămâie de indestructibil, dar ghear felinei poate distruge. A, păi de ce n-ai zis așa? Gheara felinei! Dă obiectul! Ia-l! Haia! Gata cu răutățile, micul, acum e timpul să ne depozităm! Te-am prins! Pa, pa, micule fluturaș! Buburuza miraculoasă! Unde sunt? Ce-am ratat? Oh, nu, testele! Te sunt dus să dau testele! De ce nu-i nimeni în clasă? Aolo! Nu, ce-o-ți face doamna directoare? Chloe, e timpul să ne dai miraculosul înapoi, te rog! Ai fost deja destul de bună! Nu, nu-l pot păstra, te rog! Îmi pare rău, dar nu poți! Îmi pare rău, dar nu o să te ascult! Chloe! În timpul zilei sunt Ana, o fată normală cu o viață normală împiedicată, dar am un mare secret. Chloe, oprește-te!
Nu, nu sunt Chloe, sunt Regina Albina. O să dau un venit și nu cea miraculosă cu ăla urât. Ia de aici, ia. Venină, ia, ia. A! Ai noroc că nu ți-a miraculosul ăla urât, mai ales că e și tu o boboruză urâtă. Doamne, ce boboruză urâtă e! E așa urâtă! O să mă duc acasă și eu o să stau în pat cu tatăl meu primarul, primarul meu tatic! Acum mă duc! Doamne, dar nu pot să cred! Sunt și eu ridicolă, efectiv aripile astea nu merg! Doamne, și costumul ăsta e oribil și bijuteria e urâtă! Doamne, ce ridicol! Extrem de ridicol! Doamne, nu mai pot, nu mai pot, nu mai pot, nu mai pot! Chico, o să nebunesc cu atâta ridicol lângă mine! Nu pot să cred! Cum a reușit Buburuza să-l dezacumatizeze pe profesor? Probabil are aliați, dar am văzut o regină albină. Totuși, o să stau și o să aștept. Poate cândva această regină albină o să-mi fie de ajutor. Poate în următoarele ore, da? Fată! Nu te să mă duc la față! Fată! Ce s-a întâmplat cu miraculosul? Dacă tu nu mai ai miraculosul acum că a fugit, ce va zice gardianul? Îți va lua miraculosii? Păi, nu l-am! Ai pierdut miraculosul! Nu o să fie bine când te duci la gardianul. Va trebui să-l duci înapoi, știi, nu? Poate poți să te ia de buburuză, trebuie să-i zici. Totuși, va trebui să-i zici. N-ai cum să nu faci. După se va îngrijora, probabil. Nu e ok. Trebuie să facem cumva un plan ca să-i zici să nu ți-a cercei. Totuși, să mai fii buburuză, totuși. Asta e cea mai mare frica mea, sincer, acum. Nu vreau să mi se ia miraculos, să sunt o buburuză atât de bună. Dar hai să o facem. Hai la gardian. Tiki, tras-o marea. Să ne adihnim. E sigură, fată? Da, sunt sigură! Ok, hai să mergem. Ești gata? Da, sunt sigură, da, sunt gata. Ok, du-te tu prima. Eu sunt așa, mi-e frică pe tot tine. Ok, m-am dus. Bună! Bună, doamnă! Îmi pare rău de deranj, eu sunt cu Ana. Bună ziua, doamnă Mirela! Îmi pare rău să vă zic, dar am pierdut miraculosul albină. Chloe l-a furat! Da, și cred că e acumatizată. Și da, cam atât. Ce ai zis? Aolo, ce ai făcut? Dă miraculosul înapoi. Nu ești demnă de el, pentru că ai pierdut un miraculos. Ce? Dar sunt o buburuză atât de perfectă. Of, asta e. Era clar timpul. Sunt ridicolă, cum zice Chloe. Mă scuzați că mă bag, dar nu e vina lui Ana. Deci, să vă explic cum s-a întâmplat totul. Chloe a fost o supereroină, a avut încredere în ea și a vrut să păstreze miraculosul și a fugit. Nu e vina ei că n-a putut să recupereze, a încercat, a fost veninată. A avut noroc că nu s-a luat miraculosul. Acum putea ca Hawkmoth să aibă miraculosul în caz de acumatizat-o pe bune. Oricum ar fi, îmi putea merge la ea acasă să vedem dacă e acasă, să-i cer miraculosul înapoi ca buza și Irena Roj, da. Ce-ai ales bine, purtătorul, care să ai încredere? E prietena ta? Da, e prietena mea, cea mai bună. Ok, vreau să vă zic, ia miraculosul înapoi și trebuie să faceți un plan. Yay, sunt buburuza, iar, yay! Nu te bucura prea repede, pentru că știi că dacă s-a acumatizat cu miraculos, e foarte puternică. Poate încât să distrugă lumea, să o venineze pe bune. Mai ales că am nevoie de miraculos. Dacă nu am miraculosul în circa 2 zile, inima mea nu va mai fi veninată, se va distruge și voi muri. Deci am nevoie de miraculos cât mai rapid. Deci trebuie să mi-l aduci înapoi. Faceți un plan, duceți-vă la acasă și Rena, dă-i invizibilitate. Eu am încredere în voi că puteți faceți asta. Sunteți o echipă bună și veți reuși. Sunt sigură de asta. Și dacă nu merge, eu voi fi aici să vă ajut cu alți miraculoși.
am încredere în voi de plină! Sunt cea mai bună! Nimeni nu mă urăște! Păpărița și mătanul sunt urâți și mai ales nu sunt așa de mua ca mine. Asta mai și un pic la TV. De fapt, nu știu ce îl deschid, dar tu sunt o regină. Trebuie să mă duc la TV într-o zi. Ce e asta? E urâtă Chloe, care acum burză, care acum... Vezi, care acum regina albină. S-o dă în jos. Dă-ți-o jos. Dă-ți-o jos. Dă-ți-o jos. Dă-ți-o jos. Luați bijuteria. Buburuză, motam noir. Luați bijuteria. Nu merită să fie supererou. Ce ai zis? Nu pot să cred. Celebrul Max Agres a zis asta? Nu mai pot, îl distrug pe Nino dacă îl văd, sau pe Max Agres. Nu mai pot, de furie, m-am săturat. Eram sigur că asta o va face. Du-te, micul meu, acum, și acum ți se pe această eroină care vrea să fie admirată. Sunt atât de penibilă. Poate ar trebui totuși să adun miraculosul înapoi. Nu sunt făcută pentru asta. O să adun miraculosul înapoi la Boboruză. Dar nu știu că o să mă ierte cândva pentru ce am făcut. M-am făcut ceva extrem de rău. Îmi pare atât de rău. Poate ar trebui să rumbi jutăria. Nu sunt făcută pentru eroism. Ce e asta? Doamnă regină Viespe, îți dau puterea de a veni la pe toți, să pui mâna pe miraculosul Buburuzei, al Motanoar și a gardianului. Am aflat unde stă și cine e. E Mirela. Mirela Dupin Chang. Du-te și ia-o. Atunci voi fi admirată? Da, vei fi cea mai admirată, ca cea mai bună super-o-făcătoare. Păi, de ce? De ce răufăcătorii vreau supereroină? Ascultă-mă! Răufăcătorii sunt buni, supereroi sunt jalnici. Deci, de ce parte ești? Jalnic sau răufăcător popular? Ai dreptate, Hocmot! M-am săturat să fiu așa! Să fiu patetică! O să-ți accept puterea! Accept! Acum transformă-mă! Să începem distracția! Începând cu gardianul! Să prindem miraculoșii, da? E timpul să mă duc să prind totul! La la la! Ești gata? Da, sunt gata! Miraj! Invizibilitate, Buburuza! Mersi, Sirena! Acum o să mă duc, să văd dacă avem pe aici ceva. Ok, hai să vedem. Merg ușor, bine, merg prea ușor. Hai să merg un pic, merg, ai safe? Ia să mă uit un pic prin safe. Acu, 2, 1, 2, 3, 4. Ia să-mi știu și bani, dacă se crede așa populară. Nu lipsă lipsa de niște bani. Bă, sunt milionară acum. Yay! Ok, mi s-a terminat bucăția. Acum să-mi trecem iară. În fine, ok. Nu e aici. Dacă cumva a fost acumatizată. E sfârșitul lumii. Ne va paraliza pe toți. Va pune mâna pe gardian. Pe miraculoși. Pe totul. Și se va termina lumea. Acum să mă pune dorința. Și nu va ieși bine. Totul s-a terminat. E bine. Ce-i fată? Iar a zis că nu e de tine, că ești urâtă. Iar ce a zis că e agent. Că Nino nu se trebuiască niciodată, chiar dacă nu știe că te iubește. Sau iar a zis că ești ridicolă ca pe urâza. Ce ai zis?
va trebui să-ți iau miracolosul înapoi. Unu, nu sunt grasă, doi, nu sunt urâtă. Trebuie să mă calmez. Nu mai pot. Va trebui să-ți iau miracolosul înapoi. Acum, hai deodată să mergem o dată la Chloe aia, că m-a săturat deja. Sunt sigură că stă undeva pe acasă, probabil. Sau poate e undeva. Poate a fost acumatizată. Hai totuși să mergem, că deja m-a săturat de Chloe aia. E ridicolă, extrem de ridicolă. Doamne, ce urâtă e. Doamne, e atât de urâtă. Cred că fata asta a fost vrăjită. N-am fost vrăjită! Timpul! Brookhaven, Ian sau cum veți numi? Păbrăza promis să o protejeze? Ei bine! Ce vedeți aici? Avem cutia miraculoasă! Am câștigat! Gardianul e rănit? Iar Păbrăza nu e aici să o protejeze! Ratele! Aici e multicoloră și e în cutie. Totuși lipsesc doi miraculoși, calu și șoarecele. Probabil a luat Buburuza. Dar oricum ar fi asta, nu-mi pasă. Avem toți miraculoși. Oh, nu! Eram sigură. Te sunt să dau cuiva miraculosul șoarece. Sau să mă unesc cu el? Nu, să mă duc la Ivan să-i dau miraculosul șoarece. Totuși nu cred că ar trebui să mă unesc cu el. Adică, cred că ar arăta ciudat o băbriză și un șoarece. Dar, în fine, mă duc chiar acum la el. Că știu că el asta a avut detenție din cauza lui Chloe. Și acum parcă e așa. Uite, da, uite la aici. Ivan Habrel. Aici miraculosul șoarece care îți dă puterea de a te multiplica. Îi folosiți pe bine comun. Pot avea încredere în tine. Ok, bine, desigur. Ia-l. Ok, dar de ce e un fel de inimă? Pentru că așa e, desfiel în zanfine, zi doar, mulo, chiță, ia-la, ca să te transformi. Ok. E parte din planul meu, acei ochelari, că sunt miraculoși. Acum te transformă deodată, până nu ți-o miraculosul înapoi. Ok, ok, mulo, chiță, ia-la, ha! Ok, arăt bine, chiar foarte bine. Îmi place cum arăt. Și ce cu bătaia asta? Cu bătaia te transformi, te să zici multitudine. Dar mai doar 5 minute după ce folosești, deci mai bine nu-l folosești. Ok, și mi-a costat, mi-a devenit alb. E atât de tare. Ok, hai să mergem să luptăm, să nu ne mai orbim la cât de frumos sunt. În fine, da, ok. Dar totuși, stai așa, șoarece. Stai așa că... Deci dacă eu am ochelarii pot să mă unific, deși e periculos, o pot face. Deși nu știu ce să zic, dar bine, Tiki, Calchi, uniți-vă! Bubucal e aici! Dar unde e Motanoar? Habar n-am unde e, mai e și Motanul ăla, dar în fine. Domnița mea, de când ești un cal? În fine, ok, nu te enerva. Dar totuși, de ce ești unificată? Și că e foarte periculos. Totuși, care e planul? Și bună, cum te numești? Sorin. Ok, dar domnița mea, de ce nu ești un dragon? Adică arată mai bine, adică da, dragonul e mai frumos decât un șoarece și o buburuză. Adică un cal și o buburuză. Ce ai zis? Nimic. Dar de ce te-ai unificat? Avem plan! Tu va trebui să te unești cu miraculosul șoarece la un moment dat! Ok. Dar totuși, te rog, ești urâtă, te rog, nu te mai arăta așa, te rog, de unifică-te, te rog, acum! Vino tu încoace, tu mă insulți pe mine! Vino tu încoace, tu ești Chloe 2! Ia de aici, ia! Ajutor, luați-o de pe mine! Cred că am nimerit în cea mai ciudată eroi. Oricum, multitudine! Wow, ce tare sunt! Bună, eu 5! Bună! Bună, eu 8! Bună, eu 1! Doamne, ce tare! Și au și voci diferite, sunt atât de tare! Mai doar 5 minute până te transformi, folosi deja o puterea. Ok. Totuși, care e planul nostru, totuși?
Ana, o fată normală cu o viață normală împiedicată, dar am un mare secret. Deci care-i planul domnița mea Cal? Ce-am mai zis să nu mai zici așa? Știu, dar ești urâtă, adică frumoasă ca un căluț. Cred că mai bine nu eram în echipa asta. Totuși avem un plan, adică, na, nu știu cum să vă zic, dar orașul e mare pericol, adică, da, dacă vreți și voi să știți, adică dacă nu știa, da. Da, în fine, dacă vă interesează măcar, adică, poate să vă intereseze. Da, ai dreptate, Sorian, e tipetul al meu, talisman norocos! Un motor? Ce să fac cu motor? Trebuie să văd dacă am o viziune. N-am nicio viziune nici pe motor. Ce faci foarte ciudat aici. E chiar foarte ciudat. Ciudat, nu-mi vine nicio idee. Și de obicei vedea o idee în două secunde. Băi, cred că ți-e mintea blocată. Nu cred. Ba da, eu cred. Haide odată să-l învige pe Hocmo că am niște treabă azi, trebuie să ies undeva. Și eu am treabă, da, hai. Ok. Aolo, iară se ceartă și cea doi că cum ce care e mai frumos și pe Bubu Cal, doamne, cine mai înțelege? Eu cred că cineva a făcut o frage pe ei. În fine, o să mă duc aici, așa, și o să mă duc și o să cerc să fiu ușor strecurat, să nu mă vadă Hocmot și după aia aș vrea să îl dau jos, eu broșa. O dezacumatizez folosind broșa și am terminat războiul. Unde e Sorian? A plecat singur fără să-i dau un plan. Of, cred că a evitat ceartă dintre noi. În fine, o să las motoreta aici și o să o chem cu Bubu Yo-Yo-ul. Hai să mergem o dată la Chloe aia să o dezacumatizăm că nici nu mai suport. Păi, avem un plan? N-avem niciun plan, n-auzi că nu pot vedea planul. Băi, cum nu-l poți vedea? Nu e ca și cum vezi lumea neagră. Tu nu știi cum e. Cred că mai bine mergem și nu mai certăm. Putem să certăm în alte zile, ok? Și mai ales, de ce ai o începătură la gât? N-am nicio începătură, eu nu văd. E clar că se întâmplă ceva, dar în fine, hai să mergem odată, că deja probabil Soriană se întreabă unde suntem și da, cred că să nu îl bată. Hocmot! Chiar ne va ajuta ridicola aia de acolo, care are miraculosul lipit! Doamne, e ridicola, a fost veninată așa în două secunde! Da, va fi foarte bine, crede-mă, o să coară contrădează și nu va mai avea echipa. Ok, ieși la arătare, acum, tu, putere, am înțeles, stăpână, vin chiar acum. Cu toporul mână. Ok, topor, activează-te și creează-te. Acum o să-l ținem mână. E clar, cu asta nu vom putea face prea multe, dar cândva vom putea deslipi miraculosul ăla în întuneric și stai la pândă când vin ei doi. Ce e asta? Ce se aude? Am venit, distrug ușa. O, nu, trebuie să mă ascund, rapid să mă găsească. Hai-ia. Așa, am spart ușa și lacă tu, gardian, unde ești? O să mă găsească. Aud voci, simt, ești cumva în baie? Oricum, nu contează, am cutia miraculoasă de mult din cauza buburuzei.
Zăidru. Bună! Oh, nu! Ah! Măcar acum nimic nu-mi poate sta în cale. Să plec la Regina Viespe până nu se supăr pe mine. Oh, nu! Ce-am făcut? Vă luat putia miraculoasă din cauza că m-a văzut ieșind de acolo. Aoleu, dacă n-am fost ca Buburuza, nu-mi pot aminti. Dar trebuie să mergem odată, nu putem lăsa pe Sorian acolo, săracul. Dar nu avem plan. Tu ești un plan. Ha, dar să dăm chiar a felinei atât. Hai, hai. Hai. Stop. Hakmat! Bună! Hai! Vină! Vină! Bună, Buburuza! Bună! Mă bucur să te revet! Ce? Rana Rouge? Ce-a întâmplat cu tine? Are un chip! Are un chip de control! Și eu am! Te să-l dau jos! Ah! Mă înțeapă platarea asta! De asta sunt eu așa rea! Ia de aici! Nu, cercei! Nu! Ah! Am cercei Buburuzei! Vino tu încoace! Nu ai niciun cercel! Haia! Gheara felinei! Nu! Polen? Aripi? Nu așa repede, Chloe! Ah! Vei plăti, Buburuza! Vă voi răzbuna pe tine! Eu ești ridicolă! S-a recreat talismanul sub gantere? Ok, că chipul ăla m-a făcut să nu am puteri, să fiu rea. Măcar acum pot face sală. Ce tare, fac sală. Sunt Bubu Cal Puternica. Da, ai mai văzut așa ca mine? Hakmat, ia zi, vrei o partidă și tu? Că îți dau una și toți. Îți dau una. Bravo, Buburuza! E clar! Ești făcută pentru a fi. Adio, renunț! Ce? Nu renunța! Ce se întâmplă cu mine? Cutia miraculoasă! Nu se poate! Nu! Te unificați-vă, Calchi! Ok, Buburuza miraculoasă! Da! Asta e. Măcar acum ești gardian. Nu-mi doream! Mirela! Hai, fată, că o să treacă! Sper! Pare rău de tine, sincer. Chiar foarte rău. Clasă, ia uita ce am învățat să fac. Am luat lecții de chitară, ia zice, ce-mi cum e. Minunat!